Municipiul Piatra Neamț și-a depus candidatura pentru a fi gazda campionatului european de karate din anul 2017. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă organizată la finele săptămânii trecute. Urmând să ne întâlnim iarăși cu cele trei zone la Iași în luna mai, la jumătatea lunii mai, pentru a-i selecta pe cei mai buni dintre ei pentru formarea lotului național al României, care o să participe la campionatul de stil european, care anul acesta, cum a spus și domnul primar Bunoară, va avea loc în Cracovia, fiind orașul care a câștigat organizarea campionatului european din acest an. Campionatul European de Karate este un eveniment la care participă peste 1000 de sportivi, iar pentru ediția din 2017 și-a mai depus candidatura capitala Franței, Parisul. Municipalitatea va depune toate eforturile, asigurând toate condițiile necesare pentru buna desfășurare unui astfel de campionat și sperăm noi că această deschidere a municipalității și implicarea va fi decisivă în alegerea orașului gazdă pentru campionatul din 2017. Ediția din 2015 s-a desfășurat la Napoli, Italia, iar anul acesta campionatul se va desfășura în Cracovia, Polonia. Poziția geostrategică a României pe harta Europei vine cu atuuri în plus. România are și avantajul geografic, este mult mai ușor de accesat ca viză, ca transport din Rusia, Lituania, Moldova, Bielorusia și așa mai departe. Deci asta este un foarte mare punct. Atât pentru Est, cât și pentru Vest. Cei din Vest pot să vină oricum, iar cei din Est au mult mai mare avantaj, mai mare șanse să ajungă aici decât la Paris. După conferința de presă, reprezentanții Forului European au vizitat sala polivalentă din Piatra Neamț, care este propusă pentru desfășurarea campionatului european.